Clipe de coșmar la 2200 de metri altitudine pentru doi salvamontiști din stațiunea Bușteni. 5 zile oamenii au rămas complet blocați în refugiul Babele din cauza vântului puternic și abia astăzi au reușit să coboare teferii în oraș. Salvatorii au surprins cu telefonul mobil mai multe imagini de pe munte și povestesc cu groază cum cabana se clătina din temelii în timpul urgiei. Oameni cu experiență între ale muntelui, doi salvamontiști din stațiunea Bușteni au simțit pe propria piele furia naturii. Și să vezi în partea aia cum e culul la mine și că e cabana. Salvatorii au urcat miercurea trecută pe platoul Bucegi, însă au rămas blocați în cabană până duminică noapte din cauza vântului, care a suflat cu aproape 150 de km la oră. Nici luni vremea nu a fost mai bună, însă vijelia s-a mai domolit și abia ieri salvamontiștii au putut să iasă în siguranță din cabană. Noroc că au avut provizii pe munte și au mai ținut legătura cu familiile și colegii din oraș prin telefon. Nici iarna oamenii nu au mai văzut o asemenea vijelie, cu atât mai puțin la mijloc de primăvară. De miercuri până duminică seara nu s-a putut ieși din cabană, nici măcar să dăm zăpadă. Vântul a bătut cu viteză între 120-150 la oră. Pur și simplu a mișcat tot ce s-a putut, inclusiv cabana, orice s-a mișcat. Nu s-a putut ieși afară, sub nicio formă. Deci, practic a stat înăuntru tot acest timp. Deci practic am fost sinistrați înăuntru. Numai ieri a fost singura zi în care s-a putut să ieșim afară, să putem să facem un pic de curat, să dăm zăpada. S-a mai întâmplat până acum la mijlocul primăverii? Sau e pentru prima oară când vedeți acest fenomen pe munte la mijloc de primăvară? La mijlocul primăverii este pentru prima dată. Pătim de iarnă să mai întâmplă treburi de astea. Dar nu în felul în care s-a întâmplat. Din cauza frigului, salvamontiștii din Bușteni spun că pe platoul Bucegi s-a format o crustă groasă de gheață, iar zăpada ajunge în anumite locuri până la 1,5 metri. În anumite zone este numai gheață, gheață, chiar pe platou este numai gheață, dar nu se poate merge, iar în anumite zone unde s-a pus zăpada este între 30 de centimetri și până la 1,5 metri. Salvatorii speră să nu mai treacă printr-o astfel de experiență prea curând și sfătuiesc pe turiști să nu se aventureze în masivul Bucegi, deoarece trasele montane sunt închise. Dacă în următoarele zile vremea se va încălzi, este posibil să curgă și avalanșe pe văi.